Europarlamentarul a purtat discuții cu directorul interimar al Complexului Energetic Oltenia. Maria Grapini i-a recomandat lui Laurențiu Ciobotărică să se debaraseze de societățile înființate pe lângă entitate, dar și de hotelurile pe care societatea le deține, reducând astfel costurile cu administrarea acestora. Acest complex energetic are de toate, deci are și hoteluri, și cantine, și are de toate. Nu se poate. Deci ar trebui să se focuseze pe minerit și producere de energie, punct, și restul să se scape de toate greutățile astea, că s-au tot înființat societăți 100% cu capital din partea... E o întreagă schemă și schiță aici. Și nu va putea să devină rentabil. Fostul ministru al turismului este de părere că economia județului Gorj depinde foarte mult de CEO, iar statul român ar trebui să facă lobby pentru unitatea minieră în Parlamentul European. Se poate scrie un plan, un proiect de eficientizare energetică și poate fi prezentat direct la Bruxelles, pentru că pentru prima dată în exercițiul 2014-2020, pe lângă fondurile structurale cu care toți ne-am acomodat și care le-am avut ca țară, ca membru stat și în 2007-2014, pe lângă aceste fonduri structurale, există un fond strategic de investiții. Rezultatul financiar al complexului energetic Oltenia este pe pierdere în ultimii 3 ani, iar conducerea vorbește de o privatizare a 15% din acțiunile unității.